schimb modul de abordare a demersului didactic de la clasă. Una din reușitele digitale la clasă este faptul că am reușit să introduc zi de zi telefonul și tableta în procesul de predare, evaluare și să duc sala de clasă dincolo de pereții sălii de clasă. Cea mai mare provocare a fost să reușesc să îi atrag pe părinți de partea mea și să le explic care sunt beneficiile utilizării tehnologiei în învățare. Și pe viitor, integrarea realității augmentate și virtuale în demersul didactic. Empatic, aproape de copii. Dezvoltarea competențelor digitale îi ajută pe elevi să facă față provocărilor pe care societatea de mâine le aduce că vrem sau că nu vrem noi. Păi, tehnologia schimbă modul de abordare a întregului mod de a munci pe viitor. Ori până și o simplă femeie de serviciu în viitor va trebui să știe să-și programeze roboțelul care face treaba pentru ea acolo. Prin eliminarea neajunsurilor ce țin de spațiu, timp, în sensul că pot să duc învățarea dincolo de sala de clasă, cum am mai spus mai devreme, în sensul că pot lucra în cloud, sincron sau asincron, pot să aduc, să-i duc pe elevi în microcosmos și macrocosmos și să le prezint elemente sau fenomene, de fapt, ce țin, se desfășoară în intervale de timp foarte lungi sau foarte scurte pe înțelesul lor. În largul lor. Pentru că lucrarea mea de disertație a fost legată de această generație digital nativă la master și acolo spuneam la un moment dat că ei, înainte de a învăța să scrie, să citească, știu să folosească astfel de dispozitive. Și nu de acum, ci de ani de zile. Ideea e că sistemul de învățământ se trezește, dar se trezește, din păcate, destul de greu. Pentru că în felul acesta reușește să pună în centru învățării elevul, reușește să realizeze diferențierea și, în multe cazuri, dacă muncește suficient de mult, chiar individualizarea învățării și reușește să ducă procesul de învățare dincolo de cele 4-5 ore care se desfășoară în clasă. Putem să corectăm teme, să dăm meditații, fără să fim acolo cu ei, ci stând la coadă la coafor sau stând la coadă la frizer sau, mă rog, așa, mai cu telefonul și tableta poți să corectezi și o temă online, poți să dai și niște indicații online sau poți să încarci și niște prezentări prin care să le explici copiilor despre ce era vorba la tema sau la problema pe care ei o au. Provocare.